cerea pe 100 de puncte de măsură înscrise, aproape 10, deci 8%, 8% sunt, privesc starea de sănătate. Cum poate fi optimizată aceasta? Am reținut că se vor forma 4 mari spitale regionale. Ele trebuie să răspundă nevoilor în creștere a programelor de sănătate. Se va încerca să se răspundă diminuării, mie personal îmi place cuvântul migrare, dar i-aș da un alt sens care se poartă transfrontalier. Nu-mi place că trebuie să acceptăm că aparține marii comunități europene, ne onorează, dar asta nu înseamnă că resursa umană pregătită la noi e îndreptățită să fac acord de servicii de îngrijire a sănătății în alte părți. Diferența este că ei nu au contribuit la formarea profesională, ci beneficiază. Deci mesajul este nostru sau implicarea noastră trebuie să fie ce trebuie să facem noi ca să nu fie motivați pe absolvenții Universității de Medicină din România să meargă să lucreze în altă parte. Și atunci grila salarială să fie mai rațională. Partidul Național Liberal își propune ca până după 1 iulie 2017 să dubleze salariul medicilor. Și îmi permit încă un comentariu care nu e găsit în măsură, dar probabil o să-mi fie loc să o adaug. Este că aceste salarii trebuie să fie, cum am spus, raționale, dar să se permite evaluarea profesională și a corpului medical. Pentru că achiziția din universitate nu e ca o moștenire să o duci toată viața. Tu trebuie să mergi să adaugi cunoștințe noi conform trendului și achizițiilor științifice. Cu părere de rău, vă informez, ca președinte a Societății Române de Obstetrică Ginecologie, în spitalul pe care îl conduc și în alte spitale din România, aproape 40% dintre colegi nu respectă acea obligativitate de achiziție de 200 de puncte de educație medicală continuă în 5 ani. Deci ei nu ar trebui să continue să ofere servicii de asistență medicală. Dar nici nu am instrumentul prin care să spun, am menționat obligativitatea, dar n-am instrumentul să-i spun, trebuie să-ți încetești, să te duci, să te formezi profesional. Deci trebuie să oferim mai mult și e normal, rațional, pentru că profesia liberă, medicina, este o profesie liberală, poate este cea mai liberală, pentru că îmbină armonios, să mă iertați, arta cu știința, nicio altă profesie. Medicina e 60% artă. Arta să vorbești cu omul, să-l faci pe pacient, nu să-i deplângi situația în care a ajuns. Deci să fii paternal. Ce să fii partener cu pacientul. Asta e o artă. Sigur că nu suntem Picasso să facem ceva, să dăm un shape, o formă sau o culoare, dar aceasta e arta medicinei și asta trebuie să o vedem. Știința este pentru că achizițiile pe care le dobândim trebuie să se regăsească și în timpul scurs de la ceva nou și benefic să fie foarte scurt până la implementare. Vom încerca în ofertele de măsuri ca accesul la medicamente să fie gratuit în măsura în care servește populației în general și că lista de medicamente care dacă nu sunt compensate să fie verificate de 2 ori pe an, pentru că și producătorii se aliniază la aceste coduri farmaceutice și atunci Ministerul Sănătății, care este implementator și decidentul, trebuie să aibă această grijă prin direcția farmaceutică. Vor crește și salariile cadrelor medicale, asistentelor medicale, în urmă cu câte 20% în fiecare an, deci să se ajungă ca guvernarea următoare de 4 ani să fie de 100%. Pentru că vreau să vă spun, asistența medicală contează foarte mult pe corpul medical, dar fără asistente și fără
plusul de valoare pe care îl aduc, să știți că nu ne putem îndeplini această misiune. Recunosc în o măsură care pe mine, ca bihorean, deși am acces în poziția de președinte a societății la datele, de nuț înseamnă date de nomenclatură, prelucrare statistică europeană, în care Bihorul aparține macro-regiunii 1, nord-vest și centru a României, sunt date care prelucrează statistic toți indicatorii. Am constatat că stăm mai bine și la ofertele de paturi, Bihorul, stă mai bine ofertele de paturi la 1000 de locuitori. Numărul de pacienți per medic stă mai bine. Dar cred și am apreciat și văzut în oferta pe care municipalitatea, care este cea care oarecum echivalentul Ministerului Sănătății pentru unitățile de asistență medicală teritorială, prin direcția de programe de cercetare transfrontaliere europene, este preocupată să facă în curtea, și vine ca ofertă onorantă, ca să aducă și să dea o maximă de eficacitate serviciilor medicale, un bloc nou de locuințe pentru cadrele medicale în curtea Spitalului Municipal. Deci nu va mai fi nevoie medicul să naveteze, să-și caute o chirie, să-și adauge, vor fi ca un fel de locuințe de serviciu, la fel, cu standarde pe măsura profesiei liberale, pe care ne dorim să fie cât mai aproape de pacient. Tot din datele statistice, pentru că ele, după mine, ne pun în fața realității. Vom încerca să ținem cont și să dezvoltăm, să îmbunătățim legislația privind protecția pacientului. Dar atenție, mă iertați, acolo la protecție trebuie să trecem și în datorile pacientului, că dacă nu vine să se caute prin programele de prevenție și de profilaxie, păi noi nu facem nimic. Vom ajunge cum acum s-a răspuns de necesitate la modernizarea și completarea dotărilor tehnologice pentru boala canceroasă. Dar noi, dacă vom acționa prin programul și vom sprijini demersul parlamentar pentru implementarea legii prevenției, care în dezbatere s-au parcurs aproape toate etapele, dar trebuie să fie adoptată, pentru că dacă legea prevenției diminuă costurile și ne adresăm unor afecțiuni în stare, într-un status curabil. Și de aici beneficiul, trauma nu este fizică, că doare pe pacient, că e bolnav de cancer, e trauma familiei, afectul psihic pe care îl induce boala canceroasă și invaliditățile la care decur din proaspera atitudine. Și nu în ultimul rând, am găsit o măsură care să răspundă. Familiile noastre, mai ales între românești, între cele două războaie mondiale, cine avea 3 copii era așa privit oarecum. Să promovăm pentru cei care natural pot să-și facă un program reproductiv propriu decis de către ei, și am regăsit diminuarea profitului după al treilea copil din impozit pentru familie cu mai mult de 3 copii, un lucru extraordinar. Sau pentru cei care, dintr-o nevoie, care amână programul reproductiv până la vârste de confirmare profesională, să poată apela la un program de reproducere asistat și vor fi suportate de către guvern, de către statul român, cel puțin 3 cicluri. Se spune 3 cicluri este onorantă oferta, pentru că asigură în proporție mare reușita răspunsului la programul de reproducere liber consimțit de către familie.